Marinea... Da, iubirea mea. Marinescu. Da. Mai spune-mi. Vulpiță, zi, mai spune Vulpiță. Bine, mă, da. Cum stai cu materialele astăzi? Ce ai cam scârțit, iară. Mai spune după, după, că am un moment intim. Vezi că mâine vin favoriți. Dar nu contează. George, ia zi viața mea, ia zi. No. Vreau să te întreb dacă Romeo mai de lanțu. Corpul meu e departe. Romeo de lanțu. Cui? Ți-ai sărarești să-mi-l dai dacă nu sare. Adriana! Ce vrei a să mă spus întreb? Alexandra să te întorci în casă. Te ascult, în momentul în care astăzi plecăm din emisiune de aici, te rog eu mult de tot, te trag deoparte, o să intru pe linkul respectiv cu, da? Și o să dau la minutele în care vorbește. Cât de frumos ai vorbit tu. Cât de frumos ai vorbit tu cu ea. Nu. Nu. Și eu te rog mult de tot și vreau să deschizi ochii așa mari, da? Și să deschizi un pic și să ascult un pic, să vezi ceea ce spune sora lui acolo. Vorbești. Și o să vezi că vorbește prost despre mine, scuze-mă, că nu o să fac relații niciodată în casă. Scuze-mă puțin, scuze-mă, mă las puțin. Spune despre tine că ești fals. În relația pe care o ai cu Mădălina și de Mariana la fel, da? Marinescu, noi trei vorbește prost. Scuză-mă puțin. Marinescu. Vrei să-mi arăți link-ul când, când eram pe Skype cu ea sau ea a vorbit de tine în altă perioadă? George, ceea ce a vorbit sora lui despre mine... A fost după acel Skype sau înainte? Este recent. Deci a fost după acel Skype. Da, 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 e recentă toată treaba asta. Și ce spune de tine? Da? O să te trag eu lângă mine. O să ascultăm amândoi împreună registrarea. Și mâine discutăm aici în emisiune. Fii atent. Îmi cer scuze. Eu de aceea înregistrare nu știu. Ok. Ai jucat fair play? Am jucat-o cum am vrut eu. Bun, și eu am jucat-o cum am vrut eu. Și joc cum vreau eu și sora mea joacă cum vrea, care e problema. Nu e corect. Da, e corect, atâta timp cât n-am jignit pe nimeni. Ce să fie corect? Bă, da, bă, ce a spus domnișoara Cristina? Fiecare joacă cartea cum vrea. Dacă eu vreau să mă duc la lobby, să dau interviu, să te pun pe tine într-o lumină proastă, e strict părerea mea și alegerea mea. Care-i problema? Eu te-am oprit pe tine să faci treaba asta? Tu ți-arăți frustrarea acum. Tu ți-arăți frustrarea. Bă, frate, frustrarea e din partea ta pentru că eu nu fac vloguri. Eu nu fac cluburi, eu nu fac emisiuni, eu nu ies pe post în afară de emisiune. Bun, e alegerea ta, e alegerea ta, e alegerea ta. E alegerea ta. Ce te înroși? M-a enervat că, domnule, sora mea, de ce spuneți, de ce face? Face ce vrea, sora mea. E punctul de vedere al unei persoane care ne vede din fața televizorului. Ție îți convine să fie vorbită prost? Poftim? Îți convine să fie vorbită prost? De nu mai Marinescu, fie îți convine? Că... Ascultă-mă puțin. Nu-mi convine, nu, uite. Spun o chestie. Suntem vorbiți. Bă, dar nu ai cum să închizi gura unor oameni, să știi, niște păreri. De toată lumea. Bă, fratele meu, mereu va fi o părere pro sau contra. Dar mie nu mi se pare normal, mă, frate, nu mă trage pe mine, frate, la răspundere. Eu joc cum vreau eu. Fratele lui e normal să aibă cât de cât. Bă, tu joci cum vrei tu, Marinescu, dar e niște păreri. Dă-mi tine, mă. Am înțeles. O, ce ați zis despre mine? Îți convine? Ce ați despre mine? Eu nu știu. O să-ți dau link-ul acolo, o să decupezi exact porțiunea aia cum vorbești de tine și te-o trimit. Victima dragostei nu este victima dragostei. Ok, o să decupezi. Dacă era victima dragostei, știi cum era victima dragostei? În momentul în care el mă iubea pe mine foarte mult, făcea multe, multe lucruri pe aici, eu eram cuplată cu un alt bărbat, în momentul ăla era victima dragostei. Ok, hai să zic o până în acel moment el nu este victima dragostei și niciodată nu a fost victima mea. Și știe și el asta. Am venit, bă, fraților. Dar are dreptate aici, Mariana, că nu poți să zici că... A fost dacă lumea vrea să perceapă ceva ce nu există, este bine, Mariana, problema lor. Mâine în emisiune o să vin și o să zic exact cuvintele pe care le-ai sorsa. Exact alea le zic, le citez. Mi le scriu pe o foaie, o scot din buzunar și vi le citesc aici. Bă, dar tu ai spus că nu te deranjezi. Și despre ăla la fel. Bă, fii atent. Bă, Marinescu, așa, că nu te interesează că tu oricum ești susținut și ești pe picioarele tale. Dar fii atent. Cu ce te deranjează o părere? Nu joci corect. Tu, personal, nu joci corect, tu. Cum ești? Sunt bine, de ce? Te întreb. Sunt bine, de ce? Deci știi tu de ce am vorbit noi acasă? Prima, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, a opta, a zecea chestie? Care? Nu, de o zi și tu și ieri toată ziua ai zis-o și așa mai departe. Ce? Cu asta? În legătură cu chestia că sora lui vrea să mă pună atât pe mine cât și pe tine prost în fața publicului, este că noi trei suntem în top 3. Că n-am fost acum, dar
în această competiție, noi trei ne-am ca luptat în top 3 când suntem în această casă. Înțelegi? Nu accept așa ceva, mai ales și postura Mariana. Care nu ai ce să faci. Acum, nu ai ce să faci. Dar nu ai ce să faci. Este părerea, este părerea, chiar dacă într-adevăr este un altfel de susținător care are foarte mare influență, e tot un susținător. Nu ai ce să faci. Indiferent cât te-ai certa aici, indiferent cât te-ai certa cu el, nu ai ce să faci. Eu ce pot să fac? Gândește că ești deranjat tu. Sunt deranjat și eu foarte tare, dar ce pot să fac? Păi să fac ce? Să-i spun ăstuia, bă, prin surta asta, că din gură. Nu mai vreau să mai văd atâta prostie, m-am săturat de prostie în fiecare zi în jurul meu, m-am săturat de toate lucrurile astea, m-am săturat de... Nu mai e gata. Vreau să mergem să vorbim cu cei din spate și să le explicăm și... Aia e. Nu sunt frustrat. Pur și cu ce deranjează? Mă deranjează că... Joacă, frate, curat. Cum joacă ăla? Omule, fii cum joc eu? Am stat să fac tricepsul ăla, Nicos. Uite, mi-a luat să fac tricepsul ăsta. Să joc curat aici în emisiune. Tu mi-ai spus mie. Fii atent. Prefer să joc curat. Mi-ai spus tu mie că fac toate nebuniile aici. Mă dau victimă. Mă iau de voi. Fac caterincă. Îmi iau bătaie. Dau bătaie. Bun. Fac orice ca să ajung acolo sus. Bun, stric pe ce am văzut eu în emisiunea asta. Da, am venit și te-am judecat și ți-am spus, tu ai jucat așa și faci asta pentru asta, fiindcă asta am văzut eu. Tu ai văzut niște comentarii și niște vorbe ale surorii mele, n-ai nicio bază, habar n-ai că eu am ținut sau n-am ținut legătura cu sora mea și vii și mă acuzi. Eu te-am acuzat pe ceva ce am văzut aici. Ai înțeles? Băi, este normal să fie supărarea lui. Pe mine mă interesează, e supărarea lui. Pentru că ea, fiind o femeie foarte influențabilă în mediul exterior... Care este problema lui? Nu că eu fac treaba asta. E supărat că el n-are pe cineva. Nu! Ai zis sora ta! Bun, dar dacă sora mea, uite, mă susținea pe mine din mediul online și avea 1000 de urmăritori, nu 170.000 sau cât are. Marinescu, vezi că mi-a dat voie să mă duc până în casa fetelor. Eu în locul tău nu m-aș... Eu în locul tău, chiar dacă... Eu recunosc, mă deranjează. M-a deranjat că dacă nu mă deranja, nu intram pe conexiunea aia. Corect. Eu, în locul tău, nu m-aș agita. Mă, dar eu nu mă agit. Pentru că n-ai ce, n-are ce să ne explice el. Frustrarea lui e, n-are ce să ne explice nouă. Care are influență asupra oamenilor care se uită la emisiunea asta. Și consider, crede-mă, fii atent, în felul următor. Dacă sora mea, un om influent, vine și spune, votați Cristian, este fratele meu, este un concurent puternic, uitați-vă la emisiune și iubiți-l, fiindcă merită să fie iubit. Sau că s-a dus la o emisiune și a vorbit despre concurenți, fiindcă asta, despre asta e emisiunea, e totul despre puterea dragostei și spune, vorbești de, vorbim despre rare și acțiuni face rare. Nu dai un exemplu bun, George, pentru că dacă o dă indirect, dacă stai să o ia așa, înțelegi? George, nu vine și spune, asta. Votați Comănici, bun, dar vine și spune, Comănici? Nu votați George și Marinescu. Dar dacă e un om influent, indiferent cum ar juca, nu ajungem la același rezultat? Băi! Ai nu! Că dacă ea vine și spune de mine că am demonstrat că sunt un caracter puternic și că nu sunt un micinos, nu ajungem la același numitor comun. Bun, dar dacă, uite, așa cum cu Mădălina a venit și a spus, da, Mădălina este autentică și am o părere bună despre ea, practic a ridicat-o și pe Mădălina. Ea logic, dacă stăm să o luăm ca un susținător din exterior, ea logic nu are venit de ce să mă facă pe mine fals nici măcar o secundă. La o săptămână, înțeles că a făcut acea intervenție, a avut-o acolo o săptămână. Ea nu ar avea niciun drept, niciun argument și niciun motiv ca să vină să mă facă mâine în continuare fals. Nimic. George, în momentul în care eu vin în fața televizorului, în momentul în care eu mă duc la vloguri, George, în momentul în care vorbesc despre tine de bine, oriunde mă duc, practic anulez toate vorbele surorii mele și spun, de multe ori am spus, Bianca și-a făcut o părere. Din ce a văzut la televizor, eu îl cunosc pe George, este un om de nădejde și merită respectul meu. Anulez tot ce spune sora mea, care este un telespectator și care doar eu niciodată nu te-am băgat pe tine. Băi, dar nici nu vrei să... Okay. Ea a fost eu nu trebuie să-i spun Bianca, îi vorbește pe George. Bărbat, nu, eu vin și spun, nu sunt de aceeași părere. Băi, oameni buni, doar două cuvinte vă zic. N-aveți cum să spuneți niciodată că se poate compara un bărbat cu o femeie. Ea a fost ca femeie în această competiție, el este ca bărbat. Ce treabă are ce spui tu acum, Mariana? Mariana, ce legătură are ce am... Ce legătură are? Că eu am deschis, așa Mariana, imagine, că nu știu ce Mariana, eu am deschis subiectul acesta, da? Da. Și nu l-am deschis așa întâmplător, pentru că m-am gândit atât la George, cât și la mine, cât și la tine. Dacă vouă
vă place ceea ce face harababura statuală pe care o face sora lui, este strict problema voastră. Da, sincer, Marinescu, din partea mea, eu nu am nicio problemă. Eu am venit și am spus. Vreau să este părerea ei și eu respect. Și ți-am explicat când a trebuit să-ți dau dreptate în legătură că vrea să dea în stânga și în dreapta ca să ridice pe el, e fix problema ei. Eu nu pot să mă de, nu pot să mă cer pe el. Nu pot să-l cer pe el și nu pot să mă supăr pe el. Eu nu atac. Eu contracarez. Când îi faci eu cu contracarez. Nu, tu ataci. Fiecare zi. Te aperi, tu ataci. Tu Marinescu deschide subiectele în fiecare zi. Adică atacai înainte. Aduce lucruri din exterior, mai... Marinescu, în fiecare zi. A zis că nu vorbește de rău concurenții, că ești așa, că ești nu știu cum. Vezi că relația ta e falsă, vezi așa. Că ești nu știu cum. Vorbesc tu ataci. Vorbesc tu ataci. Da, mă, vorbesc tu, nu vorbește sora mea, băi, în exterior. Vorbesc eu. Vorbesc eu aici. Nu vorbesc eu pe Instagram, nu vorbesc eu pe live-uri, nu vorbesc eu pe YouTube. Persoane dragi ție care vorbesc despre noi. Dar o luăm așa, noi doi, da? Poate nu sunt persoane publice, din acest motiv nu cunoaștem. Pe noi de ne ataca sora asta. Așa. Ar putea să fie o frustrare pentru mine, pentru că încearcă să mă decadă din ce în ce mai mult, fiind în top 3. Nu mai este, acum e Rareș. Da, asta am se fost numește... Lasă-mă... Îți spun și ție personal acum, okay, și zic și Mariane cum se numește. Se numește conflict de interese. Bun, așa. Ok, lasă-mă să zic. Care eu ar trebui... Nu mai da nasul care peste cap, că știi la ce mă refer. Ce înseamnă conflict? Ok. Explică. Deci, așa, deci dacă ar fi să fie o frustrare, ar fi o frustrare din partea mea, pentru că am fost și eu în top 3 ăla foarte mult timp. E o competiție. Niciodată nu am avut să fiu favorit. Iar ea încearcă în continuare să mă decadă în detrimentul lui Cristian. Să nu ajung niciodată favorit. Ok, este normal. Poate eu ar trebui să am o frustrare. Tu, care este frustrarea ta, că cu toate cuvintele pe care le spun în exterior, tu încă ești favorit și încă ești foarte susținut. Trebuie să arunci o masă, să dai cu apă în cap și atunci o să... Frustrarea lui este următoarea. Se gândește că cuvintele Bianca e posibil să ajungă la oameni și este posibil să cadă. Asta e frustrarea lui. Deci tu ești mai frustrat decât mine, în care tu ești favorit, 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 până și săptămâna trecută ai fost favorit și este posibil să mai fii încă două luni favorit, pentru că ești foarte susținut, cum spui tu. De ce te deranjează? Vreau să o joace și el pe barba lui, cum și eu o joc pe de 3 luni de zile pe barba mea aici. Bun. Deci lui Marinescu e asta, că e posibil. Asta este motivul. Bun, eu o să fac. Fii atent aici. Dar cu cine o joc? Cu cine o joc eu, George? Ia te aici. Marinescu, te-am întrebat și te mai întrebat. De vreo uite, o să fac eu un vlog. Folosit eu vreo secundă de vreo persoană în casa asta ca să nu joc singur? Da. M-am folosit de vreo persoană din exterior? Din exterior nu. Ca dar să te reîntorci aici te-ai folosit, așa că taci, Marinescu. Maria, pe tine și te-am jignit. Chiar în prima săptămână când purtam o discuție cu ne-am jignit, pedală. Ne-am jignit reciproc. Nu, e adevărat, nu e adevărat. Uitat, George, zis nu aveai nicio treabă. Vorbeam cu Cătălina și ai intervenit. Chiar nu aveai nicio treabă, scuze-mă. Ok, care sunt jignirile? Luând în... Poftim? Care sunt jignirile? Care sunt pedală. Mă, nici acum, mă, despre ce vorbim? Că sunt pedală, nu e o jignire? Bun, și tu că nu știu să fac aia pe la semafor, nu știu ce ai mai zis? Păi asta a fost după! Asta a fost după! Asta a fost după! Păi da, George. Îți aduc înregistrarea. Okay. Asta a fost bun. După. Eu consider conflict, că noi doi... Primul okay. conflict din bun, casa Maria. Mea a fost ăla și atunci ai intervenit bun, Maria. Tu. Ai jignit-o pe Mădălina în momentul când am zis că ai să se ducă la... Sau nu? La... Am înțeles. Da. Ok. Da. Eu consider că jignirea mea... Te-ai jignit pe tine și vorbim... Mădălina l-a jignit pe... Maria, mi-a jignit cealaltă jumătate. George, noi acum vorbim de faptul că tu afirmi că nu ai mai jignit pe nimeni în emisiune. Să știi și tu că jignirea mea la adresa... Ok, că ai băgat-o și... Nu. Tu ai jignit prima, fără ca eu să te jignesc pe tine. Vezi că vorbești prost. A fost în momentul în care ai venit din casa băieților, când așa, te-ai putat cu Aian. Scuze. A fost ale două ori. Și au fost okay. mai multe okay. și să mai spun de câte ori... Hai, lasă, că tu de câte ori ai jignit și ai sărit la bătaie, nu mai stă nimeni să te numere. Ia spune cum și mie. Cum a chiar număr? Nu te ajunge așa că nu vorbiți și nu te dați sfânt aici. Lasă-te, trebuie tu să vorbești despre lovituri și înjurături care le ai la din 5 minute. În 5 luni pe care ți le-am adresat eu ție. N-au fost două, ți-am mai spus că n-au fost două. George, lasă-o cum vrea ea, că oricum n-o trece nimeni. Dacă nu ai obrazul bătaie. Eu sau tu? Next. Alexandra, dar nu contează. Mă, nu trebuia să se facă subiect din asta.
Ideea era, am vrut doar să subliniez că nu este așa, atâta păi tot. Da, nu este așa, Maria, așa, ai dreptate, nu este așa. Și de ce nu este așa, că el încearcă să o facă pe ascuntul aici. Mijlocul te-a activat degeaba. Mijlocul te-a activat degeaba. Ei, normal. Te-a activat degeaba. Tine s-a activat. Nu, te-a activat degeaba. Dar nu vorbeam liniștit, Alexandra. Era nevorbit, era dor de tine. Te-a activat degeaba. Eu? Era dor de tine, George. Eu am senzația că tu ai probleme, pur și simplu. Codrule! Codrule! Ce spuneai, ce spuneai tu mai ieri? Exemplu destul de clar. Că ai jignit-o și pe ea, mai jigni și pe mine. Ok, am înțeles, poți să o termini, am înțeles. Nu trebuie să turui toată ziua. Așa că vorbești prost. Alexandra, tu personal, ca și femeie, ar trebui să fii jignită o dată la două minute pentru tot ce ai făcut în această competiție. Ia începeți, fraților, și jigniți-mă o dată la două minute ca atât de păi tare ce mă doresc. Păi nu, nu, Alexandra. Vine tine celelalte persoane au care ați pierdut. Eu te-am jignit o dată în gală și o dată când a fost acel incident cu aia. Ok, George, am înțeles. Nu a fost doar atunci. Ălea sunt jignit. Nu te stresa, că nu are de mine în față ceea ce a făcut. Duceam și noi o discuție, nu mai... Nu, bă, ia la recordul la tot în casa asta. Nu ai cum să vorbești de jigniri cu ea și de bătrâni. Nu ai cum, că tu nu ai obraz. Tu n-ai cum. Ia, bă, de obraz, ia, trebuie să o băgăm în obraz. Mai avut, mă, Alexandra de la puterea aia puteți să... Pardon, rectific. Mariana, Elena de la puterea dragostei. Băgăm cartea recordul lor pentru cele mai multe înjurături și lovituri. Acum o le mai dezi, spune că nu ești, că n-ai nicio treabă cu mine. Poftim? Despre ce vorbim, mă, tu ai obraz? Alexandra. Tu ai obraz când vii să faci locuri proste? Are obraz. Tu ai obraz? Are obraz. Nu-ți e rușine? Mariana, tradu-mi tu. Mariana, tradu-mi tu ce a spus? Păi eu urmă. Ai zis că tu ai obraz. Că nu-i păcate, nu te... Mariana, ești păcatul. Tradu-mi tu ce a spus, te rog, să vorbească cu tine și a vorbit. George! Codrule, ce mi-ai spus tu mie ieri? Ia, mai zi-mi odată, Codruț. Ce mi-ai zis tu mie ieri? Da, ce vrei să le fac, modelul? Te-ai înșelat. Bă, voi sunteți sănătoși, la cam a băgat femeia asta. Te-ai înșelat. Exemplu, ai mai dat un exemplu? A dat un exemplu? Și am dat un exemplu? Și am dat un exemplu? Am spus pe Alexandra, am primat, n-am avut încredere. Și am vorbit mai mult despre mine. N-am absolut nimic din ce faceți. După aia am venit și am spus că nu trebuie să-mi dea mie voie cineva să vorbesc. Eu vorbesc de câte ori vreau eu, ai înțeles? Ai, stai acolo, toată că nu ți-a dat voie dreptul nimeni tare. Dar n-am nevoie să-mi dea cineva dreptul. Eu vorbesc când vreau eu, vreau să ție-ți dea cineva dreptul. Vorbești și tu mâine. De azi înainte trebuie oricum, să ceri. Oricum îl căuta. Oricum iubire te căuta, că mai înainte când ai spus că nu o să fii niciodată favorit, ea a trecut pe aici și a zis că și nici nu, că tu poate să fii sau nu știu ceva. Și ea a trecut pe aici și a zis că nici nu o să fii vreodată favorit. Așa, și l-am băgat în seamă pe el, Mădălina? Păi n-ai vorbit, l-ai căutat. Problema, dar dacă asta este adevărat, de unde problema? Știe ea că n-o să fie? Vezi, păi ea, Alexandra, ea decidit tu, favorit. De că m-a dacă era să fiu el favorit, era favorit el la început. Ea e Elena. Sandra, dar eu o să fiu favorită. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.